greva foamei s-a mutat în țarc mai mic. Nu mai folosesc toată piața Constituției, doar așa, a 10-a parte. Și văd că îi deranjează digitalizarea. Și că e concurență neloială. Da, măi, concurență loială e când urci într-o mașină galbenă, nu pornește nimeni aparatul de taxat. Ți fixează de la gara de nord până la aeroport, de exemplu, un preț de 50 de lei sau 50 de euro dacă vede că ești străin. Chiar dacă există tren cu 5 lei sau 4 lei, te duc la aeroport pe înconjur. Și asta e concurență neloială dacă chemi un Uber și pentru aceeași distanță îți ia 20 de lei, de exemplu. Da. Poate și fiscalitatea vă doare și vă amenință. Aici și un festival de film. Și o mașină colorată. Cu înghețată. Circul din piața Constituției.